peste 400 de tineri democrați s-au reunit în acest weekend într-o tabără de vară pe una din stâncile de la Saharna. Pe lângă faptul că au locuit în corturi, tinerii au participat la competiții sportive, dar și dezbateri politice. În această reuniune, care cuprinde tinerii din toată țara, ne-am propus ca să întrunim un interes național care vizează aspectul geografic, turistic, istoric și un interes, dacă vreți, de partid, de consolidare și mobilizare. Tinerii au adresat întrebări conducerei Partidului Democrat, iar cele mai multe au vizat rolul tineretului în procesul de conducere a țării. Atunci când vorbim de promovarea unui tânăr din punct de vedere politic, sigur, sunt mult mai avantajați acei tineri care sunt concentrați în zonele urbane, în capitale, în orașe. Pe când pentru segmentul de tineret concentrat în localitățile rurale, când discutăm de o promovare din punct de vedere politic, nu prea se dă aceste lucruri. Când partidul a început o reformă amplă și această reformă nemijlocit vă vizează și pe voi. O reformă care presupune încă în partid și în viitor, oamenii vor fi promovați pe criterii clare de competență și nu vom mai rămâne, vom schimba clasa politică. Tinerii nu vor mai fi implicați doar ca să lipească afișele. Voi veți fi promovați în partid. Eu mă simt minunat, deoarece aceasta nu este doar odihnă, dar este și foarte mult sport. Am niște impresii foarte bune, deoarece m-am distrat foarte bine aici, diferite jocuri au fost distractive, concursuri sportive. Sunt binevenite astfel de campinguri, fiindcă este o bună modalitate de a sensibiliza și de a fortifica relațiile de prietenie și de bună înțelegere. Și totodată de a dezvolta, să spunem așa, tineri. Din ziua de azi. Totuși s-a reușit o consolidare, poate la 80% a tineretului democrat. În finalul taberei, tinerii s-au duelat cu liderii Partidului Democrat într-un concurs karaoke, urmat de un rug și o discotecă.